Vortexul polar care s-a abătut asupra regiunii de nord-est a țării, în special a județelor Iași și Botoșani, a paralizat întreaga zonă. Autoritățile au fost nevoite să închidă circulația pe toate drumurile publice și să atenționeze populația prin mesaje de tip roalert să evite deplasările. Cel mai greu a fost pentru pacienții cu probleme mari de sănătate. În județul Iași, nămeții au atins chiar și 3 metri pe alocuri. Autoritățile au blocat toate drumurile naționale și județene și au încercat să scoată din nămeți persoanele blocate în mașini. Continuat aceste intervenții pentru a avea posibilitatea să ajungem la toate urgențele medicale în special și încetul, cu ajutorul implicării colegilor și la drumurile județene și naționale, încercăm să dezăpezim acele zone care au fost blocate de viscol și de cantățile semnate de zăpadă pentru a putea să redăm drumurile către circulație. Prioritate au avut urgențele medicale, însă pompierii au fost nevoiți să se deplaseze la misiuni cu șenilatele. Căderile masive de zăpadă au pus mari probleme pacienților dependenți de dializă, care au trebuit să ajungă din toate colțurile județului la Iași. La nivelul județului Iași, câteva sute de pacienți supraviețuiesc prin dializă. Pacienții hemodializați sunt o populație de pacienți extrem de fragilă și expuși acestor condiții nefavorabile pentru că au nevoie să ajungă la centru de dializă cu o mașină, cu ambulanța, iar după ședința de dializă cronică ei trebuie să ajungă înapoi la domiciliu. Vorbim de câteva sute de pacienți care fac dializă în județul Iași. Dintre numărul acesta de pacienți, aproximativ 40 de pacienți au fost evaluați și internați în cursul gărzii precedente la Spitalul Parpon. Acești pacienți au dezvoltat fie complicații legate de problemele lor medicale, fie au fost evaluați în condiții de compensări sau pentru a se evalua după ce au fost adresați către noi de serviciu de ambulanță sau de către pompieri pentru a vedea urgența, pentru a evalua urgența dializei. Au rămas internați aproximativ 20 de pacienți, toți pacienți cu urgențe sau de compensări cardiovasculare. Drumarii continuă dezăpezirile în județ, iar toată noaptea au fost pe teren. Mai multe drumuri județene și naționale din Suceava au fost închise circulației rutiere, în condițiile în care vântul care suflă cu putere a troienit zăpada, iar vizibilitatea era extrem de redusă. E blocat tot încolo. Totul este blocat. Până de acolo, de la rotundă în față, nu se mai circulă chiar deloc. Mai sunt oameni pe acolo blocați? Nu, doar microbuzul ăsta de Ucraina. Doar microbuzul. Nu se poate circula deloc, nu? Deloc, e închis tot. Nici județul Botoșani nu a fost ferit de ninsorile abundente, care au făcut circulația pe unele drumuri aproape imposibilă.